Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vă prezint vopsirea stupilor, iată așa, am vopsit niște stupi. Aici este pistolul de vopsit, așa arată el. Aici este un cablu, un furtun de presiune, compresorul care ați urmărit filmările anterioare, știți despre ce e vorba. Iată, aici sunt lăzile. Aici e diafragma pe care le voi vopsi. Le voi vopsi ca să nu mai am probleme cu rosul albinelor. Și imediat voi da drumul la compresor. Iată, așa arată stupii vopsiți. Voi da drumul la compresor și după aceea îl voi opri să vedeți cam cum decurge vopsirea. Deci o să dau drumul la compresor și o să încep să vopsesc. Prima dată voi vopsi diafragmă, să văd dacă funcționează. O să fie gălăgie și vă spun de ce vopsesc până așa. Păstru și voi vopsi o parte. Iată așa. Deci, cam așa am vopsit o diafragmă, ca să se usuce, eu pun aici. Așa va sta. Și nu va fi nicio problemă, se va usca. Acum voi continua să vopsesc lada. Voi da drumul la compresor, mai filmez cum vopsesc partea aceasta și iată așa am vopsit. Acum o să vă arăt cum vopsesc partea asta a stupului.
Deci, ați văzut cum am vopsit diafragma, am pus-o la uscat. Iată și partea asta a stupului. Asta sunt stupii care am vopsit. O să trec încet, încet pe 12 rame. Deci, cam atât am vrut să vă arăt de data aceasta. În următoarele filmări vom vedea ce mai voi filma. Deci iată așa se va usca. Bine, cu asta v-am lăsat și numai bine.